Dragilor, bine v-am regăsit. A fost o mică pauză pentru mine aici pe Hello Sănătate TV, însă căutările mele au dat roade și am venit cu un invitat valoros pentru voi. Iată alături de mine doamna doctor Adina Alberts, cu sfaturi, dar sfaturi calificate, nu orice fel de sfaturi, pentru femei 40 plus. Ne-am gândit împreună ce categorie de vârstă să alegem și ne-am gândit că la această vârstă femeile încep să-și facă probleme și chiar e ok să-și facă probleme pentru că se pregătesc pentru următoarea decadă de viață, o decadă plină de schimbări și transformări și dacă nu avem o fundație, un fundament pentru sănătatea noastră, ne este puțin mai dificil să diluim cu ce ne așteaptă. Așadar, să-i urăm bun venit în studio la Hello. Bună, Adina! Bine ai venit alături de noi! Bine te-am găsit! Mă bucur să fiu alături de voi, de tine și de spectatorii, urmăritorii tăi. Da, tu ai atâți urmăritori încât o să ne îmbogățești sfârșit pe noi cu această emisiune. Hai să începem așa cu problemele de care sunt preocupate femeile în general din punct de vedere estetic. Pentru că, de fapt, superficialitatea naturală și firească a vieții ne face să ne îngrijorăm de ceea ce se vede, negândindu-ne că, de fapt, ceea ce se vede este un răspuns, o consecință a unui stil de viață. Și majoritatea se grăbesc să înceapă să umple golurile din piele, se gândesc la... Tu, ca medic estetician, probabil că te confrunți cu cel mai des cu acest target. Însă văd că activitatea ta duce către o medicină regenerativă mai degrabă decât către industria frumuseții. Chiar citeam undeva că guvernul brazilian îndeamnă populația să facă operații estetice efectiv în masă și acolo au loc peste 1.500.000 de operații estetice pe an, îți dai seama? Este un trend, efectiv, global. Întotdeauna a fost în Brazilia. Așa. Întotdeauna a fost, dar iată că acum cuprinde noi teritorii. Și vreau să te întreb care este viziunea ta asupra acestui aspect. Pentru că ești medic și lumea vine la tine pentru ceva. Cum abordezi frumusețea asta? Deci, în primul rând, chirurgia estetică este o subramură a unei specialități mai ample, foarte ample, care se numește chirurgie plastică. Din punct de vedere al medicului specialist, noi privim, eu privesc, n-aș putea să vorbesc în numele tuturor, privesc această subramură ca o metodă sau, mă rog, pacientele să apeleze la această subramură a chirurgiei plastice pentru a-și păstra tinerețea, a-și reîmprospăta trăsăturile, a menține calitatea pielii, tonusul pielii, cu colorația, augmentarea, adică volumizarea naturală și frumoasă, cea pe care o avem în tinerețe, cu mici accente pe care fiecare dintre noi ni le dorim la un moment dat din cauza acestor trenduri a modei care mereu ne îndeamnă să facem altceva. Eu aș vrea să subliniez de la bun început că acest trend al sânilor foarte mari, mult prea mari în accepțiunea mea, al feselor extrem de volumizate, în tinerețea mea era exact pe dos. Nu erau, să zicem, nu erau un etalon de frumusețe femeile care aveau fesele, fundul mare, știm foarte bine lucrul ăsta. Deci sunt niște buzele extraordinar de mari, deci unele fete, doamne, femei, nu se mai opresc în aceste augmentări și nu sunt rațe, sunt de-a dreptul caragioase, deci există niște personaje în lumea asta și din păcate sunt și mediatizate cu niște augmentări de buze, fără să exagerez, sunt ca doi polonezi, deci ieșite cu totul și cu totul din tiparele frumuseții. Deci dacă vorbim de acest trend care te duce și din păcate așa este educată tânăra generație și tu ești mamă de fată și eu la fel, am această angoasă, mi-e frică să nu vină copilul meu care are în momentul ăsta doar 8 ani, dar nu peste mult timp e posibil să vină să-mi ceară o îmbunătățire de acest fel pentru că a văzut ea pe social media că așa se poartă și că așa arată fata care are cele mai multe așa arată fata like-uri. De succes. Exact. Mm-hmm. Deci este un pericol pe care copiii noștri nu-l percep. Mare parte dintre părinți cred că nu realizează
Iar eu, pentru că am avut foarte multe vizite la clinică, mame cu fete 15, 16, 20 de ani, 18 ani, care îmi cereau niște lucruri absolut... exagerate. Așa, un cuvânt moderat, în accepțiunea mea. Prin aceste apariții publice încerc să spun că astea așa nu e bine, că trebuie să punem stop, că trebuie să punem frână în cel mai bun caz. Atât eu cât și o mare parte dintre colegii mei plasticieni fac lucrul acesta. Există și o doză de educație pe care noi trebuie să o facem atunci când intrăm în contact cu pacienții, părinții pacientelor noastre și așa mai departe. Dar sunt și mulți tineri care nu. Unul din sfaturile pe care medicul ar putea să-l prezinte oricărei paciente care dorește îmbunătățire nu ar fi o frumusețe graduală, pornind de la lucruri naturale, pentru că acum avem o gamă foarte mare de produse. Uite, eu, de exemplu, îmi fac PRP de 10 ani. Adică de când a apărut, practic, poate cam atunci, în perioada aceea. Și consider că această tehnică este o tehnică naturală de frumusețe pe care femeile o pot începe la vârsta de 40 plus, fără probleme, fără riscuri, fără a modifica deloc trăsăturile. Și totul este o procedură estetică care se face în cabinet și, adică mă gândesc că așa ar trebui să înceapă. Cum să zic, dacă observi că tenul tău nu mai este ca la 30 de ani, fermitatea pielii a scăzut, lucruri care puțin te deranjează. Nu este ok să începi așa un an, doi, trei cu lucruri de genul ăsta, să nu treci direct la modificări mari de trăsături. Eu nu-mi dau seama și poate îmi spui acum tu, persoanele care încep foarte devreme cu aceste substanțe, cu filere, cu lucruri cu densitate, care în timp nu lucrează împotriva firilor, nu cad greu, nu se gomolocesc, că sunt foarte multe persoane care, tocmai din cauza nemulțumirilor, procedurilor anterioare, încep să facă chestii din ce în ce mai invazive. Taie să scoată siliconul din buze, taie obrajii care erau prea mari să redevină firești, chestii de genul. Sunt două lucruri. E vorba de chirurgia estetică pentru tineri, tinere, și chirurgia estetică, medicina estetică pentru persoanele mature. Cu a doua parte sunt total de acord și sunt total de acord cu ceea ce ai spus tu. Undeva în jur de 35 de ani, cred că ar fi momentul în care orice femeie ar trebui să facă o vizită, nu să facă o procedură, să facă o vizită, o consultație, să vorbească cu un specialist. Pentru că la acea vârstă sunt lucruri simple care se pot face, uneori și o simplă cremă corect aplicată și mai ales indicată poate face minuni la vârsta de 35 de ani. Deci sunt lucruri simple, nu costă foarte mult și luate exact cum spui treptat, aduce un beneficiu, vom avea un beneficiu foarte important, foarte puțin bani, a la lung. Și totdeauna mai treci un an, mai punem un pic, mai treci un an sau mai trec doi ani, încă un pic. E minunat să facem așa versus varianta te duci pe la 50 plus și vrei să fii ca la 30. Unu, la mână s-ar putea să nu să mai poată. Doi, la mână investiția trebuie să fie foarte mare, trebuie să fie chirurgicală, trebuie să fie cu o perioadă de refacere poate lungă și cu tot felul de neliniști, că nu știm cum o să arătăm, că vorba aia lucrăm cu fața, nu lucrăm cu o zonă ascunsă pe care să zicem că o putem îmbrăca și nu se vede o perioadă. Dar când vorbesc de chirurgia estetică a tinerilor, aici este oful meu mare, aici fetele astea sunt tinere, ele n-au nevoie nici de urmizări. Ele vin să se transforme total pentru că așa au văzut ele că trebuie să fie. Aici este un model, mic, sunt cipate psihologic de ceea ce cipate, văd pe rețele. Da. Nasul mic aproape spre dispariție, buzele mari, extraordinar de mari, eventual există și varianta aceea să ridicăm și sprâncenele, le punem undeva în vârful capului, că așa e modelul. Am vrut să întreb ceva, Luana, că mă uit acum, n-ai fost și tu tentată să-ți mărești buzele? Bineînțeles că am fost tentată la un moment dat să măresc buzele, însă văzând în jurul meu cât de multe consecințe există în acest spectru, plus că între timp, adică în ultimii ani de când nu ne-am mai văzut noi, m-am dus foarte mult pe partea asta religioasă, adică am început să
mă îndrept către latura mea creștin-ortodoxă și acolo, practic, tu nu poți să modifici ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Adică mi se pare că aș răni divinitatea rănindu-mă pe mine în acest mod. Și am căutat să temperez impulsurile de a modifica. Întrebarea și a mea face. Vine și cu felicitări, pentru că nu ai făcut acest demers. Buzele tale sunt naturale, sunt frumoase, arată splendid. Și ai fi făcut o mare prostie dacă încercai. Din păcate, acest trend așa atinge și vârsta 40+, pentru că am întâlnit multe prietene, cunoștințe de ale mele care nu le-am mai văzut. Panica. Da, pentru că nu le-am mai văzut o perioadă și într-o dată mă întâlnesc și sunt și e doctoriță, e notar, adică sunt fete, femei educate, carieră în spate și cu toate astea cad prada acestui trend. Știu că tu ești doldora de sfaturi. Am început să te urmăresc știind că vii în emisiunea noastră și am văzut că tu colectezi deopotrivă sfaturi gen de ale bunicii, lucruri care sunt în tradiția noastră românească, foarte pragmatice și fără neapărat eficiente. Să reprezinte reclamă la anumite produse cosmetice sau de altă natură. Din propria ta experiență de femeie, care ești și medic, by the way, adică înțelegi chimia fiecărui produs pe care îl ingurgitezi sau îl pui pe tine, pormă mai avem sfaturi care pot fi legate de relația cu soarele, cu exercițiul fizic, cu noi înșine, pentru că noi știm foarte bine că femeile cad întâi datorită instabilității emoționale, adică nu putem să dăm skip la asta, adică o femeie stabilă emoțională, în primul rând, n-ar interveni major asupra fizicului ei, că n-ai de ce, adică până și schimbarea coafiurii e alarmantă, dacă vezi o femeie că e frumoasă și nu știu, joată serat de în cap sau nu știu ce își face la păr, e clar că un new look înseamnă că ceva nu-i place la ea în viața ei și așa mai departe. Și aș vrea să ne gândim la lucruri, mai ales că eu de 4 ani, de când sunt pe aici pe la Zenit cu emisiuni medicale, am început să folosesc conștient și suplimentele alimentare, să văd cum medici din medicina alopată caută, deci chiar cu disperare, să rezolve cazuri complicate ale sănătății care se reflectă și asupra pielii, că noi când vorbim de piele nu vorbim doar de față, pielea e pe tot corpul, adică noi ne gândim că buze umflate, nu știu ce, schimbări, lifting-uri și așa, dar oamenii pot să sufere de psoriazis sau de dermatite urâte sau de lucruri care tot le afectează pielea și frumusețea datorită unor cauze interioare nerezolvate. Deci dacă ar fi să ne referim la sfaturi pentru piele și pentru frumusețe, ar trebui să luăm în calcul un stil de viață realmente modificat. Adică să mă gândesc care sunt pilonii sănătății mele, femeia de 40 de ani, care mă pregătesc pentru decada următoare, că ăștia sunt anii în care tu pregătești, anii în care vei fi la menopauză, vei începe cu adevărat să pierzi din masă musculară, din fermitatea pielii, pentru că e natura, în natura firii, știi? Și atunci, sfaturile la care aș vrea să ne referim, dacă ești de acord de aici înainte, ar fi cum să pregătim un fundament pentru ca să nu pierdem ceea ce avem. Și bineînțeles să suplimentăm corect prin tot ceea ce este de fapt sănătos și ceea ce poate deveni o rutină. Pentru că, uite, de exemplu, amândouă știm ce înseamnă lipsa vitaminei D de la un moment dat încolo. Amândouă știm ce înseamnă lipsa unui magneziu, un cofactor care stabilizează multe alte chimii în corp. Și practic femeile sunt mai puțin interesate de partea asta, chiar și dimineața pe stomacul gol, cum ești tu cu bicarbonatul de sodiu, nu, să pui. Eu nu iau nu bicarbonat de sodiu, dar beau apă, beau două pahare de apă dimineață. Deci la în funcție și de nevoile omului. În funcție de nevoi. Ideea este, am înțeles un debat și întrebarea, da. În primul rând trebuie să, deci când plecăm la un astfel de drum, de fapt nici nu plecăm, că suntem pe drumul respectiv. Trebuie în primul rând să conștientizăm că nu ne putem pune cu natura. Și că acesta este drumul normal și firesc și oricum vom pierde din tot ceea ce ai spus tu că pierdem. Pierdem și tonus muscular, pierdem și musculatură, pierdem și osatură, pierdem. Ne micim, da? Devenim cât ne transformăm. Gravitația trage. În bătrânele, da? Nu trebuie să ne ferim de astfel de lucruri. Toți îmbătrânim dacă avem noroc în viață. Pentru că dacă nu avem noroc, murim tineri, da? Deci toți îmbătrânim.
asta este natura, nu ne putem... Bun, odată ce am înțeles lucrul ăsta și suntem împăcați cu firea noastră și cu destinul nostru și așa, ca să trăim și să trecem prin etapele vieții liniștite, mulțumite, așa, trebuie să ne nobilăm viața cu tot ceea ce înseamnă, cum să spun, viața și, mă rog, contextul social în care trăim. Este bine să avem grijă, să ne facem o familie, da? Este bine să avem un copil măcar, pentru că adică pe noi să facem femei, angajamente, responsabilități. Să facem, să le facem, uh-huh, să le bifăm, pentru că odată ce am traversat o etapă și ajungem la 50 plus și realizăm, vai, firar, nu am făcut un copil. Mamă, ce... Bun, dacă tu nu vrei absolut deloc să ai un copil în viață, este alegerea ta. Din perspectiva mea, este o greșeală, dar fiecare gândește pentru propriul destin. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să bifăm lucrurile în viață, pentru că astea ne... Pentru, pe fiecare lucru bifat în viață este o ancoră pe care am aruncat-o pentru propriul nostru echilibru. Uh-huh. Și în etapele vieții oricum vom ajunge și aceste etape ale vieții, mulțumirea din aceste etape ale vieții vin în aceste ancore. Uh-huh. Și în afară de asta, în fiecare zi, în fiecare an, să ne propunem să facem ceva. În fiecare zi este puțin. Ne putem gândi. Ne facem un plan. Nu ne blazăm într-o profesie care, să zicem, nu ne place sau o facem și pe aia dacă suntem... Dar dacă avem o pasiune, hai să o dezvoltăm, pentru că cele mai nemaipomenite afaceri sunt acelea care sunt plecate dintr-o pasiune. Și nu e niciodată târziu. Avem atâtea exemple în viață de oameni care au ajuns de succes pornind de la 55 de ani. Nu e niciodată târziu. Faptul că tu lucrezi zi de zi, faci ceva, ești pasionat, te împlinește, îți aduce atâta... Îți aduce chimia, serotonină, oxitocină. Asta vreau să spun. Și te încarci. Deci este, cum să spun, este detoxul natural pe care tu îl primești pentru că ai realizat ceea ce ți-ai propus. Da? Nu-ți propui, să zicem, să-ți iei nu știu ce examene, dar îți propui să urci un vârf de munte. Și acel lucru, odată împlinit, îți dă aceeași împlinire, să spun, te inunzi, efectiv, autoinunzi de neurotransmițători ai fericirii și ai împlinirii. Dumnezeule, ăsta e secretul. Atât. Dacă ai făcut asta, toate celelalte vin din asta. În momentul în care, deci eu am dat din nou examen de rezidențiat pentru că aveam nevoie, da, că sunt medic primar, nu știu ce, și chiar ca medic primar, dacă vrei să faci o altă specialitate, intri fără examen de rezidențiat, dar eu mi-am propus să-l fac, să-l mai dau o dată. Unu, am vrut să văd materia actualizată, au trecut aproape 25 de ani de când am dat prima dată rezidențiatul. Am vrut să găsesc acolo niște informații din toate domeniile, că această materie de rezidențiat este amplă și te trece așa ușor, ușor prin toate materiile. Am vrut să o citesc din nou. Dar cel mai mult mi-am dorit să văd dacă pot. Nu mi-am propus să învăț 100 de luni, mi-am propus să învăț 2 săptămâni, deci m-am targetat, vreau să învăț 2 săptămâni, să văd dacă reușesc. Am reușit și am reușit în prima jumătate a listei și în seara în care am primit rezultatul pe mail, s-a afișat că am fost, sau mă rog, că am luat examenul, în noaptea aia n-am dormit, parcă eram drogată, eu care nu am drogat niciodată, consider că acea stare, era o transă efectivă. Și am și postat pe Facebook și oamenii m-au felicitat și nu pot să-ți descriu, deci a fost maxim, deci simțeam că plutesc de fericire. Mm-hmm. Deci aceste momente ale fericirii ți le clădești singură. Nu aștept să vină X să-ți aducă un buchet de flori. Da. Dă-le încolo de flori. Sunt și alea frumoase. E minunat și asta. Dar clădește-ți momente de fericire singură. Asta n-are nicio legătură cu aspectul. Are foarte multă legătură. De ce? Pentru că femeile, dacă ar avea modele de viață de tipul tău, să zicem, că ai dat un exemplu și ești o persoană recomandabilă ca și model de viață, atunci lumea s-ar schimba. Adică o femeie naturală, îmi cer scuze că nu știu exact acum câți ani ai, dar probabil că te încadrezi la 40 de ani plus. Oh, da, corect. Să rămânem așa. Și hai să zicem 50 plus. Așa, și rămânem, da. Și rămânem în cadrul ăsta de a-mi alege un model pe care să-l urmezi, pentru că dacă îți alegi un model greșit și urmezi un model greșit, atunci ești cu totul pe altă cale. Nu avem cum să ne întâlnim și cum să vorbim despre lucrurile astea. O femeie care știe să fie fericită ea cu ea,
atunci va întâlni parteneri, va crea familii în care fericirea este a ei, fiecare celălalt e cu fericirea lui, iar asta aduce pur și simplu sănătate în mica comunitate despre care vorbim. Absolut. Deci sănătatea interioară vine de la această masivă sinteză, autosinteză, sinteză interioară de neurotransmițători, care ei, la rândul lor, vor curăța și vor primeni tot. Deci, ai făcut un act de caritate, da? Se răsfrânge asupra ta. Nu, deci sunt studii care spun asta. Exact. Bun, că noi am început acum, noi cercetătorii, mă rog, cercetătorii, să studieze ceea ce Dumnezeu a lăsat scris în Biblie și ar fi trebuit să aplicăm fără să ne mai gândim prea mult. Cercetările actuale vin și confirmă toate aceste lucruri. Ce spune preotul când te duci la el și spui: părinte, mă simt rău, parcă mă doare în stânga, în dreapta. Auzi, dragă, nu mai mânca, ia ține post. Ține post lunea, miercurea și vinerea, fă așa și așa și așa, roagă-te nu știu ce și ia să vezi. Ei, nu mai spune chiar așa? Eu mă duc la doctor, mai bine să-mi dea 100 de pastile să mă simt mai bine. Dar iată, paradoxal. Greșit. Da? Dar paradoxal. Că pentru autofagie, adică acest post, să nu mănânci, să bei apă sau așa, pentru autofagie, deja în 2016 s-a luat premiul Nobel, este un cercetător japonez care a luat premiul Nobel și prin autofagie, deci prin acest post, practic te curezi toate celulele stricate, alterate, toxine și așa mai departe, sunt primele care sunt folosite ca energie, arse și folosite ca energie în corp pentru organism. Pe asta vreau să zic, că în loc să ascult sfaturile vechi care le primeau și părinții și bunicii, străbunicii, mergând la preot sau crezând efectiv, urmând pildele religioase care ne învață lucruri relativ simple, că posturile astea înseamnă oprește-te din carne, adică ajunge să mănânci de 3 ori pe săptămână carne sau de 2 ori, restul mănâncă sau mănâncă mai puțin sau mănâncă până la apus sau nu mânca deloc vinerea. Sunt diverse forme. Exact, ceea ce a luat acum o formă mult mai extravagantă, cum ar fi acest post cu apă de nu știu câte zile, băi în apă rece de nu știu câte grade, adică lucruri care practic a face un duș rece dimineața. Eu consider că orice femeie, mai ales după 40 de ani, apropo de fermitatea întregului corp, o rutină zilnică de exercițiu fizic, după care un duș rece și gata, adică zilnic, nu o chestie când și când mă duc într-o tabără și 40 de zile nu mănânc nimic, beau doar apă, până mă mai duc într-o altă tabără, stau numai în gheață, mă mai duc în altă tabără, stau numai în cap, da. Și mă întorc la stilul meu de viață în care fumez, beau, nu, nici vorbă. Deci așa sunt toată numai pe la tratamente cosmetice, mă bazez numai pe ele și dacă scoatem și gene și unghii și păr și extensii și aia, nu mai rămâne nimic din noi, știi? Și dacă se retrag substanțele astea de umplere și alea, s-a terminat cu... Da. Adică, nu, cum să zic, a fi independentă și a avea libertate, mie asta mi se pare. A avea libertate, adică eu sunt liberă, pot să dispară toate astea, că eu rămân sănătoasă, întreagă și la fel și merg înainte pe drumul meu. Asta înseamnă, de fapt, libertate. Asta înseamnă echilibru interior. Da, și armonie. Să și lucrul ăsta nu îl capezi decât dacă ești deja receptivă și începi să citești și să... Că și noi n-am ajuns aici. Autodidact, da, aș zice. Autodidact, da. Da, bineînțeles. Nimeni nu îți bagă cu forța în cap așa ceva, ba din contră. Ești ținut la depărtare dacă nu bagi de seamă, pentru că sunt niște tendințe care mai de mulți ani care ne închid aceste sfaturi ale bătrânilor și pe noi doctorii, medicii care ieșim să spunem public câte ceva despre ceea ce făceau, să zicem, moșii și strămoșii noștri și care nu are neapărat legătură cu medicina modernă. Dacă spunem așa ceva public, suntem puțin înfierați sau eram, până când au apărut doi mari profesori în medicină români, domnul doctor, domnul profesor Dulcan și domnul profesor Ciurea, a căror experiență și expertiză nimeni, absolut de la niciun nivel, nu o contestă, și au spus că este adevărat. Au spus că autovindecarea stă în noi, da? Amândoi spun același lucru. Da. Au spus că avem forțe, puterea gândului și așa mai departe și așa. Și n-a mai comentat nimeni că până să apară aceste două somități, și eu le mulțumesc din suflet, pentru că ei sunt niște coloși, da? Ar trebui să aibă statuie, nu știu, ar trebui să aibă stradă după numele dumnealor. Pentru tot ceea ce au făcut, pentru noi toți românii și pentru o parte din cadrele medicale, medicii care au... Și a deschis urechile. Și pe domnul Ovidiu Bojor în ecuație, deși sigur, a plecat sigur, recent. Sigur, sigur. Apropo de munca asta de... Dar...
a aduce la oaltă resurse pe care nu le băgăm în seamă. Împotriva a doi profesori universitari, cum sunt ei, nimeni nu îndrăznește să zică nimic, pentru că nu, mă refer la autoritățile medicale ale corect. Statului. Da, da? Da. Chiar dacă nu le convine, chiar dacă, să zicem, Big Pharma și-ar dori să nu existe asemenea exemple și asemenea comunicare publică, păi sunt atâtea conferințe la care acești doi oameni se prezintă și vorbesc direct oamenilor, nici nu se mai adresează prin intermediul medicilor. Eu sunt foarte bucuroasă și foarte fericită și consider că noi, românii, avem o un mare avantaj, având astfel de oameni care ieși și vorbesc public despre lucrurile astea, niște adevăruri ascunse sub preș, pentru că dacă te duci în Austria sau în Germania, nu există așa ceva. Asta e și motivul pentru care eu cred că în 10 ani de aici încolo, noi românii o să cunoaștem o stare de sănătate mult superioară, deja o simțim și apare și în statistici, da? Față de alte nații europene. Este adevărat că nu este ușor să faci un asemenea demers, adică viraj în cariera ta. Eu fac mai puțină chirurgie estetică acum, fac mult mai multă informare publică, educație publică. Specialitatea în care am început pregătirea se numește management și sănătate publică și management. Este, să zicem așa, va fi, când voi lua diploma, o certificare a faptului că pot să vorbesc public și știu și, mă rog, nu mi se mai dă peste nas că n-am competența necesară pentru lucrurile pe care le vorbesc, deși nu există niciun fel de lege care să mă oprească în a exprima public ceva. Poți să nici să nu fii doctor, da? Nu te oprește nimeni să spui niște adevăruri. Sunt ca niște testimoniale publice. Exact. Da. Și sunt mulți influenceri care vorbesc, fără să aibă neapărat calitatea de doctor, despre astfel de lucruri adevărate. Aș vrea să ne referim și la sezon puțin, ca să mai ieșim din discuțiile, ar fi de durată, ca să zic așa. Am putea foarte mult să îmbogățim subiectul. Însă pentru că vara este un moment pe care îl așteptăm noi românii după iernile astea, ba prea calde, ba prea lungi, ba în toate felurile, abia așteptăm să ne expunem la soare, să mergem. De la 40 de ani încolo trebuie să avem alt comportament în fața soarelui, a plajei. Și până la 40 de ani. Și până la 40, dar acum începe efectele să se vadă mult mai rapid și dacă e un damage, atunci consecințele se acumulează și e puțin mai rău. Aș vrea să te întreb în primul rând ce părere ai despre utilizarea suplimentelor. Și acum vorbim de cele pentru timpul verii, pentru că sunt anumite, noi pierdem mult, pentru că transpirăm mult vara, accelerat pierde minerale, tot ce avem în corp, nutrienți, deci versus iarna, decât poate cei care fac un sport sau fac ceva și transpiră foarte mult, dar acum natural, transpir peste tot, de dimineață până seara e imposibil. Crezi că e nevoie de un aport de suplimente așa, pur și simplu în rutina oricărui om? Unele ar trebui să fie luate etapizat, tu personal iei? Care e treaba cu suplimentele? Că sunt foarte multe persoane care zic, le ridică în slăve, altele care pur și simplu nu le iau în calcul în viața lor. Suplimentele sunt foarte importante pentru că într-o pastiluță de aceea există o forță nutrițională pe care tu, dacă ar fi să o iei din frunzele, din salata pe care ar trebui să ai acolo, nu știu, o căruță de frunze, da? Am exagerat un pic ca să înțelegem ce înseamnă suplimentul. Și suplimentul acela îți aduce, nu neapărat, deci noi oricum prin dieta alimentară aducem în mod normal, știm bine ce mâncăm vara, ce mâncăm mai mult salate, bem foarte multă apă, simțim bine, nevoia să mâncăm. Bine, cine face asta, atenție! Ce simțim ce ar trebui să simțim în mod normal. Acum, dacă ne inhibăm aceste simțuri și dăm cu mici și cu hălci de carne, atunci nu. Da. Să zicem că pentru aceste persoane, ceea ce spunem noi aici, e egal cu zero și probabil ca un chis televizor. Deci, atunci, în momentul în care organismul nostru simte o căldură, da, exterioară, atmosfera încinsă, automat își activează mecanismele termoregulare.
acoperi. Termoreglarea înseamnă că porii se deschid, lichidele ies, ne acoperim cu o peliculă de apă, această apă prin evaporare răcește tegumentul. Asta înseamnă termoreglare. Acum, ce se întâmplă la plajă? Hai să o luăm așa puțin, exact, că m-ai întrebat. Exact. Deci, frumos, ne punem cel mai bun costum de plajă, ne așezăm în cel mai bun loc, așa, ne dăm cu o tonă de ulei sau cremă pe tot corpul, pentru că e, nu e așa, 11 deja și vrem să stăm toată ziua, pentru că am cumpărat șez lungul pentru toată ziua, nu? Plus că abia atunci vine toată lumea și mă vede. Este socială, da? Da. Așa, bun. Și stau încinsă acolo, fierb în zeama mea, pentru că mi-am închis toți porii cu ulei. E un lucru pe care oricine poate să-l verifice acasă. Dați-vă într-o seară cu ulei din cap până în picioare și vedeți dacă mai puteți dormi. Da? Ne încălzim și mai tare, transpirăm numai pe unde nu ne-am dat. Dacă nu avem aici, prin păr. Transpirăm, da? Dacă, bineînțeles că ne încălzim foarte tare, ne scăldăm în mare, în piscină, așa, ne așezăm din nou și o luăm de la început. N-am făcut decât, de fiecare dată când am aplicat acest ulei, să creăm condițiile care pot duce la insolație. Pentru că insolație nu înseamnă că te-a bătut soarele în cap. Nu, insolație înseamnă că ai stat într-o atmosferă supraîncălzită. Da? E adevărat, și când te bate soarele în cap, tot asta se întâmplă. O supraîncălzire. Poate nu ajungi chiar la insolație, dar dacă vorbim de un copil de 2-3 ani, pe care tu, mamă, l-ai îmbrăcat în ulei, strat de cremă, da, da, cremă, să, da. Așa, ai pus-o, i-ai tuflit ceva în cap și l-ai lăsat să joace la 12 amiază 1 în plin soare, copilul ăla suferă, mai ales că aceste mecanisme de termoreglare la vârsta copilăriei nu sunt bine dezvoltate. Știm și cunoaștem cazuri în care un copil uitat într-o mașină cu totul închis a murit. Știm lucrurile astea, s-au întâmplat din nefericire. Pentru că un organism mic, la 2-3 ani, nu poate să facă față, să se adapteze. Ce ar trebui să facem? În primul rând, să evităm cu desăvârșire expunerea în acel interval. Da? Stăm sub umbrelă. Ne luăm, am văzut chiar și la cele mai mari case de modă, chiar și de aici din România, costumații de vară, care înseamnă o materie extrem subțire, de subțire, un șal, un ceva, din asta, un parpalac sau pur și simplu o bluză, mai lungă așa, care te-a acoperit. Te-a acoperit în zona aia, nu ai nevoie de niciun fel de cremă, da? Dacă ți-a mai rămas ceva descoperit, te dai, să zicem așa, ideal ar fi să stai în acel interval în care este soarele foarte puternic și, într-adevăr, este nociv să stai sub umbrelă sau la umbră sau unde vrei tu. Nu trebuie să exagerăm, frate, că am avut tot felul de mesaje pe aici, când am spus lucrurile astea public, mi-au sărit unii în cap, că ce? Că și sub umbrelă te prinde, că și sub copac. Atunci stai în casă. Dar vezi că intre și pe geam. Trage tot. Păi da, ori vrei să trăiești, ori vrei să te ferești de soare, nu? Categoric. Așa. Bun. Și au pălărie, că și așa se poartă pălăriile astea cu bob. Poți să găsești eleganța dacă vrei neapărat. Deci nu stai expus direct sub razele solare. Nu stai expus, da. Dar stai expus sub razele solare, pentru că e foarte cu important. Cu protecție textilă. Da, dar nu stai și așa. Dimineața, între 7 și 10 cel târziu, este minunat, pentru că tu trebuie să pielea ta trebuie să sintetizeze vitamina D. Vitamina D naturală este cea mai bună, este asta pe care fiecare dintre noi o sintetizăm. Dimineața. Cu condiția să stăm la soare fără protecție. Exact. Da? E și logic. Degeaba ne-am pus protecție, că dacă m-am protejat, nu mai primesc. Că tot vitamina D la subsol o am acolo în sânge. Sau după amiaza seara, după ora, nu știu, 5, depinde de zona în care ne aflăm și de meridianul, paralela pe care suntem. Și atunci ne bronzăm fără, nu avem nevoie de nimic, niciun fel de cremă, da? Inepțiile astea de ulei de bronz, adică e ulei care te ajută să te bronzezi, dar are factori de protecție și mai are ești și extract de măr. Ești ca un cartof prăjit, cumva. Și, nu, fii atent puțin. Deci, ulei care are factori de protecție, dar care te ajută să te bronzezi, are și extract de morcov. Păi, tu știi ce știam eu? Ce ne învățau pe noi? Mă rog, profesorii, acum, băi, am apucat să zic și acum 20 de ani, nu vine să cred, parcă am 100 de ani. Deci, la soare nu ai voie să te duci dacă ai mâncat morcov, da? Deci, morcovul conține vitamina A, retinoizii sunt precursori de vitamina A. La soare nu ai voie să
folosești cremă cu retinol. Păi te duci acum în magazine și te uiți pe rafturi, aproape toate cremele cu destinație de aplicare zilnică și vara și iarna și așa, și dimineața și seara, conțin retinol. Păi asta este o aberație. E o aberație. Aici se creează piață pentru laserele care vin în toamnă. Da. Să-ți scoți petele. Da? Da. Deci noi creăm piață indicând produse greșite. Toată lumea se vaită. Eu n-am fost foarte atentă la lucrurile astea, dar în ultimii ani, acum, se vaită că, doamnă, ce să facem, doamnă, dar ce să facem, că sunt pline de pete. Păi da, de aia să vedem ce ați folosit și ce folosiți. Și acum, în și cremă cu factor 50 și ulei, nu cu nu știu ce și de toate. Nu mă înțeleg că factor 50, dacă tu ai avut retinol. Da, da, ai avut retinol, da? În cremă. Ai avut retinol, da, cu factor 50. Da. Egal cu 0, egal pată. La toamnă te și fă-ți-l cu laser. Laserul costă sute, nu știu ce, spun că nu este eficient. Ba da, este eficient. Dar de ce să faci chestiile astea? Dar e un joc inutil. E un joc inutil. Petele apărute pe față, oricum ele se vor estompa și singure. Dar trebuie să ai răbdare și să nu le mai expui. Apropo de bicarbonat de sodiu și vitamina C. Da, nici măcar vitamina C, nici măcar zeamă de lămâie. Nici măcar vitamina C sau zeamă de lămâie, nici măcar epilare cu ceară, nici, mai vorbesc de epilare. Nu toate facem sunt interzise vara, când te expui la soare, când știi că urmează să pleci în concediu. Ei, le fac atunci începe. Orice zonă maximum iritată, de epilat și, aia da, se va hiperpigmenta. Uh-huh, uh-huh. Și atunci ne abținem. Da. Dăm și noi cu, uite, sunt produse pe bază de, mai, o să revenim și la suplimente, pe bază de, sunt produse naturiste, pe bază de extracte naturale extraordinare. O luăm castravetele, da? Asta e, ce să facem? Am învățat super hidratant. Am învățat ani de zile ca să vorbesc de castravete. Este foarte bun, frate, să-l folosim. Da. Ceai da. Verde, aloie, toate astea, extracte, măștile alea le-ai pus cu diverse, mă rog, ce sunt ele acolo, legume, să zic așa, hidratează, le uiți câteva ore, ți-au făcut un ten minunat. Dacă mama m-a învățat vara ce mănânci, aia dă și pe față. O căpșună, da? Chiar și o roșie, da. Banană, adică o fructă, ceva care se poate o întinde. O friptură, nu prea. Ce să pune carne pe față, da? Este... Dacă ești Lady Gaga. Nu, este antiinflamator, asta am vrut să zic. În afară de faptul și dacă că e de la congelator. Da, și ți-a dat unul un pumn în ochi, ți-ai pus repede o carne și... Dar, revenind la suplimente. Da, da, suplimentele sunt extrem că de bune. Că se și pierd totuși. Eu iau, da, eu iau, am rețetele mele, mă rog, mereu umblu la ele pentru că mereu aflu de produse noi. Și sunt într-o, știi că Alice în țara minunilor mereu descoperă ceva. Da. Cu fărul cu minuni. Da, mi se pare fascinantă puterea plantelor și faptul că au trecut atâția ani și n-am descoperit-o, dar mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii într-un final. Noi acum, deci toată familia noastră, nu mai avem un antibiotic în casă, nu mai avem nimic. Pentru că atunci când fetița mea n-a mai luat un Nurofen, mă rog, Panadol, știi cum se dă la copii? Da, da, de obicei când făcea o febră, dădeai la 4 ore, una de aia, una de aia, una de aia, până când îl tâmpeai, îl zăpăceai. Dar ideea este că niciodată noi, mămicile mai ales, la primul copil, anxioase cum eram, n-aveam răbdare să vedem dacă acea febră depășește 35 cu 7 sau cu... Da. Abia atunci trebuia dat. Nici eu personal n-am avut niciodată. Mă speriam și începeam să dau imediat. Este o prostie. Pentru că febra este un mecanism de apărare al organismului împotriva virusului sau și a intrat germenului. Dacă noi dăm în cap acestui mecanism de apărare, îl chinuim. Da? Și eu, la un moment dat, Briana, când era foarte mică, a făcut un 40, tocmai din cauza mea. Pentru că eu am luat-o imediat și am dat, pac, la 4 ore dădeam antiinflamator și în 3 zile organismul ei a urlat. Lasă-mă, n-ai bine, paci. Și a făcut 40. Dacă n-aș fi făcut chestia asta și aș fi lăsat-o, ea n-a... Pentru că ulterior s-a mai întâmplat, da, că acum are 8 ani, s-a mai răcit de atâtea ori. Niciodată, mulțumesc frumos, niciodată nu a mai încălcat această regulă de a-i da un antiinflamator sau antitermic înainte de a face 38 cu 7. Și niciodată n-a mai făcut peste 38 cu 5. Deci, și o susi și pe ea cu chestii naturiste, suplimente și astea? Nu mai naturiste avem. Avem siropuri, dar când mai tușești avem siropuri, am descoperit toate naturiste. Am descoperit acest
ceai de cimbrișor care este fantastic de bun și are multiple valențe pentru discinezie biliară, dar și pentru aparatul respirator și pentru tuse. Și dacă o întreb pe Briana ce ceai e preferatul ei, o să-ți răspundă că ceaiul de cimbrișor și rămâne toată lumea cu gura căscată, nu e mușețel, nu e fructe de pădure, e cimbrișor. Dar tu ce iei? Că așa, eu, trebuie să facem o emisiune de mămici, că sigur ar fi de foarte mare folos, în primul rând. Revenind la suplimente. Sunt multe produse, multe și trebuie să te orientezi și să începi să citești așa. Și de curând am descoperit un produs fantastic, se numește AdaptoHelp. Nu e o perioadă foarte lungă de când am început să citesc despre aceste adaptogene, adică suplimente sau plante care te ajută să faci față stresului. Și chiar dacă nu e o perioadă extrem de stresantă, deși cred că sunt foarte puțini oameni care n-au stres în viață spre deloc, adică poate doar într-o mănăstire să nu aibă călugării așa mare stres în viață. Este un produs sau sunt produse care practic le poate lua orice om care trăiește în un urban, mai ales, da? Te ajută să faci față stresului, îți crește capacitatea de concentrare, memorare, îți crește, dormi mai bine, somnul este odihnitor. Ceea ce e foarte important vara, foarte călătorești important. Mult, te culci târziu, pierzi nopți, vara e așa, dar numai cadou. Vara, cred că ar putea să fie... Bine, tot timpul, da. Asta este un lucru pe care l-am descoperit mai de curând și îmi place să vorbesc pentru că eu, e o surpriză, spus, da. Mă bucur așa de fiecare... Te-ai entuziasmat. Fiecare pas pe care îl fac în lumea asta. Da, vitamina C, produse din astea din cătină, am descoperit la fel capacitatea de penetrare și de absorpție crescută a variantelor lipozomale ale vitaminelor și încerc să găsesc și să mă, și eu și copilul și soțul meu, că și soțul meu ia destule suplimente. Grupul B, din când în când să nu uităm de el, cum ar fi vitamina B6. Vitamina B6, piridoxina, este hidrosolubilă, adică o pierdem, nu se acumulează. Vitaminele liposolubile mai sunt acumulări, se fac niște rezerve în țesutul gras, dar vitaminele hidrosolubile se pierd. Trebuie mereu avut grijă și luat, pentru că de fapt, tot grupul B este bun pentru tot ceea ce înseamnă transmitere nervoasă, neuronală. Să ne păstrăm conexiunile, pentru că, claritatea după cum asta. Spunea domnul profesor Ciurea în cartea dumnealui, inteligența și capacitatea de adaptare a omului și drumului către succes ține de numărul de conexiuni dintre neuroni. Creierul este format din neuroni, fiecare dintre noi avem un număr de neuroni, unii mai mulți, alții mai puțini, unii au creierul mai mare, alții mai mic. Problema este că succesul în viață depinde de numărul de conexiuni dintre neuroni. Exact ca și în jurul nostru, omul care are conexiunile cele mai mari are șansa să aibă succesul în viață. Corect. O rețea. Deci rețea mai cuprinzătoare, internă, succes mai mare. Rețea externă. Da. Deci este atât de simplu. Asta spunea domnul profesor Ciurea în cartea dumnealui, una din cărțile dumnealui. Da, foarte, foarte interesant. Mă gândesc să ne apropiem puțin de încheierea acestui episod împreună, pentru care îți mulțumesc foarte mult și pentru că ne-am mai depărtat poate de strict titlul sfaturi pentru femei 40+, deși din perspectiva mea chiar au fost sfaturi, dar puțin mai subtile, mai subliminale decât cele cu care doamnele se confruntă punctual. Dar ce să fi spus, Luana, să fi venit cu produsul, ia-l pe ăsta, după două săptămâni ia-l pe ăsta, adică fac o rețetă. Ținând cont că acum oamenii nu mai au răbdare să asculte pe lung niște explicații pentru a trage niște concluzii și marketingul acesta direct te impactează foarte mult, culori, produse, vin către tine o mulțime de chestii și direct cu rezultatul, cu beneficiu. Adică înainte să spună despre ce e vorba, beneficiu. Exagerat. Care sunt exagerate, de aceea și consumul despre care vorbeam, exagerat.
de uleiuri, de creme, de persoane care nu înțeleg eticheta, nu înțelege ce face retinolul pentru piele, nu înțelege că pielea este cel mai mare organ și că tu prin piele respiri și că dacă tu astupi pielea, practic tu nu mai respiri și te prăjești ca un cartof prăjit cu ulei pe tine în soare și așa mai departe. Sper, trag nădejde că totuși măcar câteva femei acolo să aprecieze discuția asta, că vine din suflet și din experiență și din cunoaștere profundă a subiectului. Și mergând mai departe, aș concluziona așa din ce mi-aduc aminte că am vorbit împreună, pentru a fi, începând cu 40 de ani, îndreptându-ne către 50-60, o femeie bucuroasă de cum este, o femeie care nu-și pierde resursele de frumusețe, care nu-și pierde resursele musculare, care nu-și pierde resursele de fermitate a pielii, resursele de energie, de entuziasm. Ea trebuie să se reclădească și din interior, obligatoriu, și din exterior, să se folosească de o hrană adecvată, de suplimentare, cu suplimente nutritive adecvate, cu tot ce oferă natura în sine, că de la o mască de castravet simplă până la o vitamina D la ora 7 dimineața direct prin piele către așa? Naturală. Astea sigur că nu par ceva wow, mamă, ce sfaturi, dar asta este rutina în care dacă intri vei avea un 50 plus cu o frumusețe naturală, bucuroasă de tine însăți și desigur eu nu sunt împotriva, de exemplu, a unui botox care un pic să-ți ridice fruntea și colțurile ochilor, adică însă natural, adică să fie recunoscibilă, să fii exact cum ai spus tu, ce odihnită ești, asta să fie ce, complimentul pe care ce odihnită ești, ce bine arăți. Ce bine arăți. Nu, a, tu ești, știi? Adică ăsta e și părerea mea este că noi avem atât de multe de făcut încât e păcat să ne pierdem timpul cu lucruri care nu sunt realmente de folos. Mai bine să ne introducem în viață o disciplină, o rutină, o grijă față de alimente, o grijă față de chiar și persoanele cu care stăm, pentru că e bine să stai cu persoane care sunt de la tine în sus, adică de la care ai ce afla. Nu îți pierzi energia și timpul cu o selecție, o selecție. La urmă timpul nostru este cel mai prețios. Da, da. Și dacă știm cu cine să-l petrecem, nu facem decât să ne îmbogățim. Ne îmbogățim sufletește, ne îmbogățim informațional și nu avem decât de câștigat. Deci, fără, chiar și îmbunătățirile estetice, da? Despre care vorbim, botox, câte un pic de volum pe aici, pe acolo, un tratament laser sau un tratament de alt tip pentru o calitate superioară a pielii de pe față. Oricare dintre aceste îmbunătățiri, sau toate, merg la fel, foarte bine, dacă avem și suportul intern. Uh-huh. Pentru că putem să facem un botox și botox, mă rog, întinde o parte a feții și restul fie căzut, fie e plin de pete, fie stăm și fumăm. Am vorbit de viciile care consumă resursele, care sunt la mintea cocoșului. Sau suntem mari consumatori de diverse produse recunoscute ca fiind toxice și nocive și cancerigene și nu realizăm. Deci, lucrurile trebuie să se alinieze și să meargă în paralel, intern cu extern. Doar așa avem un maximum de beneficii. Și odată ce avem aceste beneficii, începem morișca aceea care alimentează. Mulțumirea de sine ne alimentează, descarcă dopamină, serotonină. Ne propunem altceva, reușim, clădim altceva, mergem, facem, ne propunem orice, de la un lucru simplu, să merg 2 km pe jos decât să iau autobuzul, mai bine merg până, nu știu, merg 3 stații pe jos. Am realizat ceva pentru noi. Am făcut mișcare fizică. Ok, poate n-a fost cel mai bun oxigen pe care l-am luat de pe șosea, dar ne-am propus și am realizat. Uh-huh. Faptul că ți-ai propus și ai realizat, asta este ideea de mobilizare interioară. Se descarcă acești neurotransmițători care te încarcă la loc. Și aici este și faptul că ai un copil care a realizat ceva, a luat un premiu. Dar aici nu depinde de tine. Asta vine oricum suplimentar. Ceva care este bine de pus și aici la concluzii. Faptul că femeia de la 40 plus
devine un arhetip de femeie care trebuie să aibă skill-uri de mamă chiar dacă nu e mamă. Adică trebuie să introduci în viața ta grija față de ceilalți. Grija cu adevărat față de tine. Adică dacă până la 30 de ani ți-ai permis să o arzi prin cluburi, să fumezi mult, să faci excese de alcool, să experimentezi viața sub orice formă, de la 40 trebuie să intri în grija față de tine și față de ceilalți. Așa că arhetip uman. Pentru că te îndrepți către o perioadă, dacă o ratezi pe asta, în care n-ai putut să-ți faci o familie, o carieră, adică să ai grijă că ăștia stani cu energie bună, multă, din plin, adică îți dă Dumnezeu, Universul te încarcă oricum, pentru că e perioada ta de maxim, ca să zic așa. Da. Și atunci chiar e bine să te folosești de toate resursele, să ai grijă de ce poți face acum, să nu lași pe mâine ce poți face azi, exact cum bine ai zis. N-aș vrea să creadă cineva că modelul pe care îl am eu sau l-ai tu sau l-are altcineva e acel model, este ideal universal. Și universal. Da. Și există multe tipuri de a-ți trăi viața, multe variante de alegeri. Chiar dacă ești o femeie, să zicem, într-un cuplu și n-ai niciun copil, minunat, perfect. Dacă la un moment dat o să vrei să... O să ai grijă de tine. Să vină un suflet de care să ai grijă. Sunt variante, da? Nu le-aș enumera aici, că nu cred că e cazul. Fiecare poate să gândească și reușește să identifice singur. Ideea este că până la urmă tu cu tine însuși trebuie să fii în echilibru. Dacă tu ți-ai găsit acel echilibru interior și clar dovedit prin studii, caritatea, da? Te duci și intri într-o asociație, într-un ONG. Caritatea, faptul că, nu știu, i-ai dat unui amărât de pe stradă un suport, o banană, nu știu, orice. Asta zic, ai început să ai skill-uri de-astea dăruitoare. Și ți-a spus un mulțumesc să te ajute Dumnezeu, asta s-a răsfrânt asupra ta, clar, în bine, și inclusiv acest mulțumesc îți descarcă hormonii fericirii. Deci totul este o morișcă, în care tu, dacă într-un final, după un anumit timp, te înalți, da? Și te responsabilizezi și înțelegi lucrurile astea, îți creezi propria stare sau îți menții starea de sănătate. Așa apare și vindecarea. Da. Mulțumesc foarte mult, Adina. Drag, mulțumesc foarte mult. Și sper să mai facem împreună măcar un episod, două, că sunt mai multe teme care țin de partea asta a femeii cu experiență, femeii medic care mixează așa ca un DJ informații de viață personală cu viață medicală, cu studii aprofundate, cu iată noi apariții și noi colaborări și noi conexiuni care să te facă să poți oferi pacientelor, publicului, că este ca o meserie a te expune public cu informații de calitate. E un noian de informații în jurul nostru, din păcate nu toate sunt de calitate. Și faptul că ai introdus acest nou job în viața ta de a educa publicul cu sfaturi de nișă pentru sănătate, pentru wellness, este un lucru pentru care te felicit și mulțumesc. Te voi urmări în continuare. Mulțumesc frumos, mulțumesc! Dragele mele, ce să zic, sper că v-a făcut bine dacă ne-ați ascultat până la sfârșit, vă mulțumesc foarte mult. Dacă, bineînțeles, considerați că merită împărtășit acest material, n-ar strica un share către prietenele voastre. Sunteți cele mai frumoase începând cu 40 de ani. Aveți parte de, hai să zicem, anii cei mai plini de dragoste, de entuziasm, de senzualitate, de creativitate, de flexibilitate. Puteți să vă bucurați de toate astea fiind deopotrivă și cumpătate și responsabile. Cam tot ce am vorbit noi aici este pentru voi și pentru a trăi această perioadă din plin. Rămâneți pe Hello Sănătate TV pentru că veți găsi mereu sfaturi bune scrise, filmate și, bineînțeles, produse de calitate care să vă fie de ajutor. O zi bună în continuare!